Salutare tuturor, bine v-am găsit la GSP Live. Aseară CFR Cluj a învins pe FC Argeș destul de relaxat, cu 2-0 și are 8 puncte în fruntea clasamentului în Liga 1. Lucrurile merg spre un final în care tot CFR ia campionatul. Nu o să discutăm însă în această dimineață despre fotbal și despre Liga 1. O să discutăm despre povestea unei sportive care își depășește limitele în fiecare zi. O sportivă care are deficiențe de vedere, însă reușește să meargă la sală și să se cațere, face escaladă, face antrenamente intense și participă la competiții internaționale. În ultimii 2 ani a participat la competiții internaționale și a obținut niște performanțe uimitoare. O să discutăm în această dimineață cu Ionela Grecu, o tânără de 32 de ani, care face escaladă, este membră în lotul național de paraclimbing, este sportiva anului, declarată sportiva anului cu dizabilități de către Federația Română de Alpinism și Escaladă, sportiva anului 2021. Salut, bună, Ionela! Bună dimineața! Ce faci? Cum ești? Bine, cu puține emoții. N-ai de ce să ai emoții. Cred că ar trebui să ai mai mari emoții la sală. M-am obișnuit cu sala. Ce faci? Cum arată o zi din viața ta? O zi din viața sportivă Ionela Grecu. O zi... Mă trezesc dimineața, la de obicei pe la 7. 7? 7, wow, da. Wow, matinal. Da. Așa, ok. Când știu că am evenimente, mă trezesc și mai devreme, cu toate că nu e nevoie, dar sunt emotivă și... Evenimente, te referi la concursuri? Sau... Și concursuri, și cum este astăzi. Ah, dar, ok. Azi la cât ai trezit? Da. Păi azi la cât ai trezit? Azi la 5-6 jumate. Păi și ce ai făcut de la 5 jumate până a trebuit să pleci spre noi? Am stat, m-am gândit. Ce ai zis? Mamă, ce mă întreabă ăștia, să vezi ce să mă întrebe acum, cam ce așa. O să răspund eu lor. Cam așa. Apoi am o cățelușă și am plimbat-o și pe ea, am stat ce, mai mult cu ea rasă afară. E? Un bișon. Bișon. Da. Ai scos-o la plimbare? Da, da, da. Probabil că te-a... Mă ajută să mă răcoresc. Da? Da. Bine, când e frig rău afară, mă gândesc că poate să mai aștepte un pic. Nu. Ea o scot indiferent de... Și dacă plouă, ies cu ea măcar un pic și... Da, ies de obicei. O scot și forțat uneori. Vine cu tine la concursuri? O simți la concurs? Vrea, da, o simt de la distanță. Aș vrea să o iau, dar așa? Nu. Așa? Ce, e neastâmpărată, nu poți să... E și neastâmpărată, dar trebuie să vorbim cu oamenii de acolo, primiți animale de companie și e complicat. Nici măcar la antrenamente, la sală nu merge Nu, pentru că se ține după mine și am avut o... Păi poate... Și cade cineva peste ea, okay. Doamne ferește, da, Doamne nu. Ferește. Și am avut experiența asta cu ea și cumva a lins mai mult magneziu decât trebuia și... Serios? Își bagă nasul în magneziu? Da. Era pe sape, da, saltea și... Poate să-i facă rău. Da, exact, poate să-i facă rău. Și de-aia nu mai... Prefer să nu deci mai iau. Deci nu are niciun instinct de protecție. Își bagă nasul în săculețul cu magneziu. Nu, dar era... Mai cade pe saltea magneziu. Noi când ne frecăm palmele, atunci mai... Și ea a văzut că e acolo ceva și... Așa, te-ai trezit la 5 jumate, ai stat, te-ai gândit, domnule, ce răspund eu, ce fac eu cu oamenii ăștia la GSP Live. Da. Dar cum arată o zi de sportivă, o zi în care ai, nu știu, antrenament, nu, mă trezesc la 7 în general. Okay. La 7 o plimb pe ea, cam jumătate de oră așa ne plimbăm. Între timp, tot așa, mă relaxez, mă adun, chiar dacă mă plimb cu ea, mă uit și la plante și la, mă relaxează când mă plimb cu ea. Apoi, bine, până să ies afară, fac și eu toaleta de dimineață, așa, okay. Pregătesc. Așa, ies cu ea, vin, îi dau să mănânce, apoi plec spre... mai stau ce stau, că mănânc întâi și plec spre sală pe la 10 dimineața, okay. Că la 11 de obicei încep antrenamentul. Faci o încălzire ceva înainte? Da, cum? Fac o încălzire, ce încălzire înainte. Păi încep cu mișcările capului, apoi mișcările mâinilor, trunchiul, picioarele, le iau, le iau pe rând. Treptat, nu, nu prea le amestec, nu știu, să fac întâi mâini, după aia le fac. Deci pornești de sus, pe de la rând, cap, da, gât, da. Umeri, mâini, foarte picioare. Conștiincioasă, așa, așa, de fel. Da.
Nu stric ordinea lor. Ok, cât faci încălzire? Cam cât? Ia cam jumătate de oră. Bun. Dacă mai e cineva în sală și mai vorbesc, îmi e și 40 de minute. Pentru că te ai cu vorba, evident. Da. Durează mai mult. Da. Da, durează și mai mult uneori. După care, pe panou, întâi traversăm, avem și un perete de escaladă acolo în sală și este destul de lung și întâi îl traversez așa, peretele acela. Așa, dar pe prize îl traversez cum? Te sui pe el și... Pe prize unde traversez, doar mă sui fără asigurare, că merg okay. Doar în lateral. Fără asigurare, adică fără coardă. Fără coardă, prins, da. În ham, da, coardă. Da, okay, că nu da. Are rost. Că e undeva la înălțime mică. Da. Okay. Cobor liniștită, nu, uh-huh. Dacă nu pot să mă țin, dar e imposibil. Așa, bun. Așa. Asta două treceri, așa, pe prize, cumva. Da, spre... da. Traversez de la un capăt la altul, pentru că face parte tot din încălzirea. Uh-huh. Așa, apoi... Nu știu, depinde ce am în ziua respectivă de făcut. Ieri... Ai un plan făcut de cineva? Da, mă antrenez cu Răzvan Nedu. Răzvan Nedu este practic starul lotului național de paraclimbing. E vicecampion mondial la Moscova, da, dacă nu greșesc. Da, bun, da. Ok. Este. El îmi face planul și cum... Cum arată un antrenament? Descrie-mi un pic. Cum arată un antrenament de-al tău? Și care e scopul, adică pentru fiecare, da. un ciclu așa de antrenamente, descrie. Am în câte o zi de făcut, să stau atârnată în niște riglețele mici. Să ni le explici. Rigletă. Rigletă, da. Ce este o rigletă? Este... ca o scândurică foarte subțire. Așa. Bine, poate să fie și mai groasă și mai subțire, dar eu am o scândurică în care mă atârn, are vreo 12 mm. Ea e fixată în perete. E o scândură de lemn fixată în perete, e lată de cât? 12 mm. Adică un centimetru și un pic. Da. Practic cât să-ți țină vârful buricele degetelor și un pic, poate. Da. Doar buricele degetelor. Doar buricele degetelor. Și practic te prinzi cu ambele mâini. Și mă prind cu ambele mâini și stau atârnată câte... Picioarele rămân atârnate, adică Nu stau cu picioarele jos, stau atârnată. Ok, deci așa? Practic te ții buricele în 8, că na, astea două nu... Da, buricele. N-am voie să țin de dedesubt cu degetul mare, nu, a, n-am deci voie. Doar, nu, doar așa, da. Și doar cât așa. Stai? Cât trebuie să stai? Păi trebuie să stau 10 secunde, dar am Nu, 10 secunde, da? Da, 10 secunde cu un minut pauză, parcă... Așa. Parcă așa era. Dar te dai, minutul ăla te dai jos? Da, mă dau jos, că am pauză și să-mi... La ce înălțime e rigleta așa? E mic, ajung de jos până la... Okay. Nu, e ceva... De 10 secunde, pauză 10 secunde. Și după... Cam câte repetări din vreo 8. Așa. 8 repetări. Okay. Se simt la un moment dat, chiar se simt. Deci asta e pentru ce? Pentru rezistența mușchii? Pentru rezistența degetelor. Prinderii, da, și aici la mușchii... Ok. Extensori. Așa. Da. Trebuie să știi că faci... Da. Ești masor. Da. O să vorbim și despre asta mai încolo. Da, așa, lucrez bun. Pe asta. Și, deci asta e una din mișcări. Stai în buricele degetelor ca să-ți obișnuiești mâinile, să-ți ții greutatea corpului. Da. Bun. Apoi, nu știu, mai avem acolo în sală un sistem, așa îi spunem, sistem. Învăț, avem prize stânga-dreapta, toate sunt okay. Pe linie. Doar că el ne ajută să, nu știu, când trebuie să duc mâna stângă mai sus, da. Să-mi poziționez cumva corpul, nu să mă duc dreaptă, ci cumva să ajung așa, în okay. Lateral, să-mi duc uh-huh. Piciorul... Sunt doi genunchi în interior. Așa. Și să fiu cât mai aproape de perete, să mă duc din lateral, nu să mă duc, să stau cu fața la perete uh-huh. Și să mă duc așa. Uh-huh. Contează mult asta pentru a-mi... să nu mă mai chinui, e mai greu să te duci așa direct. Okay.
decât dacă te duci așa în lateral și cu bazinul către perete, e mai aproape priza. Dacă ai o priză mai lungă, mai sus decât ar trebui, ajungi mult mai ușor din lateral decât... Practic, astea sunt niște chestii de flexibilitate și de îndemânare, cumva, exact. Nu? Niște exerciții. Bun. Ok. Și, nu știu, aveam și trasee, boulder se numește, adică tot se face fără, tot fără asigurare. Așa. Și acolo ai prizele, nu știu, diferit. Ca formă, poți să ai tot așa riglete din astea, cum le-am zis mai devreme, dar puse, poate să fie puse în lateral, să le apuci în lateral, okay, sau poate să fie chiar să le apuci și de jos, dedesubt. Inverse, da. Care sunt cele mai grele prize? Hai să vedem. Dezvăluie acum din secretele meseriei. Cele mai grele mi se par cele scurse, care de fapt... Ce înseamnă asta? Explică-ne un pic. Scurse. Ele sunt niște prize... drepte, nu poți să bagi nici mâna așa în ea. Ok, deasupra nu poți să mergi. Nu, trebuie să o ții așa, palmată. Așa, întinsă, da. Da. Și ea nu este alunecoasă, dacă avem magneziu pe mână, bine. Și cum o prinzi? Practic o prinzi prin deschizând palma. Da, doar deschizând palma și atât. Și te ții de ea. Dacă ți alunecă un pic degetul... Trebuie să-ți poziționezi bine corpul și dacă stai sub ea, deci să nu fii deasupra și să te ții așa în ele. Da. E bine când ești la o priză din aceasta scursă să stai sub ea, să te ține mai bine așa. Fii atentă, Ionela, vreau să te întreb o chestie. O să mergem să discutăm despre concursuri, pentru că vreau să-mi povestești despre... Ai fost la Moscova în toamna trecută, acum este imposibil să ajungi la Moscova. Sau, nu e imposibil, dar e altă planetă în momentul ăsta, Moscova. Vreau să te întreb însă, tu cum vezi prizele? Cum te descurci? Explică-ne un pic. De jos, pentru un traseu de escaladă, de jos văd cât de cât prizele, văd culorile lor. Așa, ele sunt în culori diferite. Ele sunt în culori diferite. Sunt cumva, au un diferite. Cod culorile prizelor? Adică, nu știu, verzi sunt nu știu cum, roșii? Nu. Am văzut că nu. Am văzut că nu. Doar banda contează. Primele două prize sau o singură priză de jos pe care începi să te urci, adică priza de care te ții prima, are bandă, nu știu, poate să fie bandă verde, bandă galbenă, aia contează mai mult decât culoarea prizei. Okay. Banda îți dă gradul de dificultate. Da. Și văd culorile așa, dar nu văd cum sunt ele poziționate, în sensul dacă trebuie să o apuc așa inversă, dacă trebuie să o apuc laterală sau există vulcan, adică pot să bag două degete în priza respectivă. Da. Și cum te descurci? Cum? Mă descurc. Cum abordezi priză de priză? Avem, am nevoie de un ghid, nu ghid, îi spune altfel. Așa. Am emoții și am... Navigator. Am nevoie, de un navigator. Noi purtăm căști. Așa. Și navigatorul ne spune prin cască unde, folosind ceasul, unde avem prizele exact. Deci la ora 3... Ora 3 nu prea există la noi. În sensul că la mâini folosim... ora 12, ora 11, ora 10 și 9, cred că cel mai mult. Aha. Mai jos nu ne mai ducem, că nu are rost. Ok, bun. Sau ora 12, 1, 2 și maxim 3. Aha, deci practic cadranul de sus, jumătatea de sus a cadranului. Da. Okay. La picioare deci, la nu folosim ceasul. Spune, la ora 1 ai o priză vulcan, cum îi zic tu. Da, la ora 1 ai priză vulcan. Da. Sau îmi spune după ce mă țin cu, să zic, mă țin cu stânga de vulcan, poate dacă am fix deasupra ei, îmi spune fix deasupra ei sau ora 12 deasupra la stânga. Da, ok. Urmează o altă priză. Da, mă ajută. Cu câte îți dă mișcarea, prima mișcare sau, cum spuneai acum, îți mai dă și o următoare, potențială următoare ca să faci o, să-ți așezi corpul în așa fel încât să abordezi două, trei prize. La început, până să urcăm, facem planul de jos. E un
personal nu le țin minte pe toate. Nu le țin minte. Ai putea nu, să le și dar, ții minte, nu? Da, adică sunt care sunt știu. Sunt piloții că... de Formula 1 care știu virajul ăsta e așa, da. Ăla e așa. Eu nu le am. Okay. Ascult și țin minte câteva lucruri care m-ar interesa, nu știu, când câteodată se mai oprește și îmi spune aici ar fi un pic mai dificil. E, când menționează și asta, atunci rețin că acolo trebuie să am grijă. Că e o mișcare întinsă și eu cu mișcările întinse o duc. Mișcările întinse fiind care? Adică, nu știu, am o priză da. Aici da. Și mai am una, trebuie să sar cumva să ajung la ea. Ok. Să, da, cele prin săritură, la alea mi-e mai greu să sări, astea, dinamice. Așa. Când știu că ajung direct e bine, dar când știu că trebuie să sar, mai greu. Mi-e și frică la un moment dat. Cu toate că am sfoară, nu e, dar frica. Cât de înalt e un panou de, de antrenament? Un panou de antrenament? Și după aia te întreb și de concurs, panou de concurs. Noi la sală, la Kleinbogen, ne antrenăm pe panou mai mic, adică, da. Nu știu, 5 metri, cred că are, okay. 6 maxim. 5 metri? Da, e mic. De parcă ar fi pe un metru, așa ai spus-o, da. Dar așa, când mergem să ne antrenăm pentru competiții, ne antrenăm pe perete de 16-18 metri. Oh, păi deja e o înălțime apreciabilă. Da, pentru că și la competiții tot așa avem înălțimea 16, de 18, 18, da. Scopul fiind să ajungi sus. Scopul fiind să ajungi sus, de antrenamentele la acelea pe o perete de 18 metri le facem să prindem anduranță și să ne obișnuim cu, cu înălțimea. Ok. Astea ar fi. Să reziști până sus, că așa noi facem traseele astea pe peretele de 5 metri, dar îl faci odată și cobori imediat, dar la 18 metri simți când urci. Fii atentă, vreau să te întreb, spuneai că ți era frică de înălțime. Da. De unde aveai frica asta de înălțime? Nu știu de unde a venit exact, dar mi-aduc aminte că mergeam pe un pod, eram elevă și ne mergeam cu educatoarea noastră pe un pod, mi-a fost rău tot podul ăla. Serios? Cât am mers. Și acum, nu știu... Era anul atât de înalt, atât de sus? Da. Nu aveam ce să pățesc, era pod pe care treceau și mașini, adică okay, nu era da. Ceva care să se zgâlție. O punte care să se zgâlție, nu. Dar nu mi-a fost bine. Și am pățit-o în Franța. Da. Ne-am urcat tot așa, ne-am dus, că aveam o zi mai liberă, ne-am dus pe munte și la poze nu prea fugeam, da. În sensul că mi-era, nici nu venea să stau la poze, să lăsați-mă într-un loc, hai să coborăm, hai să... Da. Cu toate că tot așa, nu, dar nu știu de ce mie, uneori mi-e frică, mi-e rău, nu doar că frică, simt așa un gol în stomac și eu. Da. Dar cu toate astea îmi înving, încerc să-mi înving. Dar de unde, cum ai ajuns aici? Cum ai ajuns să faci escaladă? Hai, povestește-mi. Escaladă. De obicei am fost o fată sportivă așa, nu? N-am lipsit la orele de sport. Zi-mi o chestie. Fii atent. Da. Pentru cei care se uită la noi și nu știu povestea, eu am citit-o și am văzut-o. Condiția ta este așa de din naștere? Da, la treaba cu ochii. Da. Da, m-am născut cu cataractă pe ambii ochi și da. M-a operat... Întâi la slatina, la ochiul stâng, da. Ochiul drept. Da. Și nu mi-a reușit. N-a reușit. Asta la ce vârstă? Până în 2 ani aveam. Ok. Până în 2 ani. Deci n-ai nicio amintire de atunci, nu. Nimic. Ok. Nu. Și de la 2 ani m-a operat la ochiul drept. M-am greșit. Așa, este cu stânga și cu dreapta. Ok. Tuturor mi se întâmplă asta. Cei care îmi dau indicații să mă supără pe mine. De ce? Când zic stânga. Cealaltă stânga. Știi că e vorba aia, cealaltă stânga. Da. Așa. Da.
scuze. Da. Deci la ochiul stâng a fost prima operație. Nu, ochiul drept a fost prima operație, așa, că a fost nereușită, și ochiul stâng a fost reușită. M-am operat la București, aveam 2 ani, da, și a fost reușită, doar că nu mi-a pus cristalin atunci și așa, nici acum nu... Dacă ți-ar fi pus cristalin... Aș fi văzut mai clar, mai... Okay. Poate și dioptria ar fi fost mai mică. Bun. Asta... Și de ce? De ce n-au făcut chestia asta? Nu știu. Acum câțiva ani, când m-am mai dus la alte controle, mi-au spus că pot face o hemoragie în timpul operației, o hemoragie la ochi, și ar fi mai mari șanse să nu reușească. Deci există un risc, da, cumva să-ți pierzi vederea de tot. Da, okay, da. Și am preferat să... Nu știu, poate să mă mai duc. Că la control pot să mai merg, la alte controle. Eu știu, mai evoluează lucrurile. Evoluează mai... lucrurile, de asta te întreb. De asta am și permis să intru un pic în detaliile astea și te întreb. Pentru că știința tot vine cu lucruri noi și cu... Oamenii acum se poate pot opera, să mă mai se duc, mai bine. Dar mi-e și teamă așa, că uneori poate sunt mai ușor de convins și poate e cineva care zice da, eu te fac bine și... Okay. Da. Prefer doctor, parcă uneori să nu mă mai duc, că știu că nu o să fie, nu știu, mă tem așa de... Poate că ar trebui să ții, uite cum ți-ai luat inima în dinți și ai început să faci, da, lucrul ăsta, de care ți era teamă la început. Da. Poate că și asta e lecția pe care trebuie să o înveți aici și să poate mergi, da, să-ți asumi și să vezi. Poate da. O să... Dar de unde e scaladă totuși? Ok, erai sportivă, erai... Da, eram o condiție fizică bună în general, așa, îmi plăcea să sunt activă. Escaladă... cumva știam de sala de Climb Again, că s-a așa deschis în București și că a văzusem că au și pentru persoane cu dizabilități. Aș fi vrut... am mai încercat, nu știu, aerobic, dar nu e pentru mine, în sensul că nu... Okay. De partea ce? Asta de cardio mă obosește mai tare decât... Aha. Mai bine fac ceva static, ceva... Că și escalada e efort, dar e statică, nu e ceva ce mă obosește foarte tare. Suntem. Nici mie nu-mi place, de exemplu, să alerg foarte mult. Da, adică nu, mai asta degrabă cu alergatul. Efort, cu... static. Da, efort, da, static, da, dacă poate exista așa ceva. Da, efort. Da. Da. Și telecomanda, să o butonezi, e totuși un efort. Stai. Este. Dar uite că ai trecut peste chestia asta și așa, și ai început și să mergi. Și am început să merg, am început să merg la sală la ei, la Climb Again. Cum? O fată rușinoasă ca tine, și așa, să nu deranjeze pe nimeni? Cum ai zis? Am vrut să trec toate astea. Am zis că trebuie să ies și eu cumva din starea asta de confort, de casă, muncă, iară casă, iară muncă. Trebuie era să o rutină ceva. Da, teribilă. Da, începuse să fie o rutină. Casă, muncă, fiind munca? Păi lucrăm la o clinică, lucrez la o clinică de recuperare. Așa. Și veneam de la clinică. Fizioterapie, nu? Da, fizioterapie, eu fac masaj doar. Așa. Am făcut școală de fizioterapeut, dar făceam și masaj în timpul școlii, adică ne-au învățat și asta și am preferat să mă bazez pe asta, că nu, cu aparaturile, adică nu văd să citesc pe aparat, pe fișa de control și atunci... Dar nu exista o ceva care să te ajute să poți să navighezi prin hârțogăria asta? Prin... Cu fișa mă mai descurcam, că puteam să-i spun unui coleg, dar nu, pe aparate nu. Nu sunt aparatele accesibilizate chiar așa. Încă nu sunt? Nu. Ok. Nu. Unele chiar sunt cu touch și atunci decât să aleg ceva ce nu îi trebuie pacientului, da. Doamne ferește. Da. Și atunci te-ai concentrat pe zona asta de masaj? M-am concentrat, da, pe zona de masaj. Am mai făcut niște cursuri în plus, nu știu, trigger point, să aflu exact unde, să pot să găsesc mai ușor durerile oamenilor.
Uite, există punctele. Și am mai vorbit cu oameni care au experimentat și au... Na, oameni care au avut nevoie și au mers spre zona asta de masaj și spuneau, dom'le, persoanele care... Că sunt persoane care, care nu văd foarte bine și care fac chestia asta și au un extra simț. Da. În momentul în care fac... Cum? Care e explicația? Care crezi că e explicația? Explicația e... Cum și-au dat seama și ai mei că nu văd de mine și eu am un frate care și el are o deficiență. Și-au dat seama că nouă ne plăcea să mergem mult în picioarele goale, să punem mâna, să căutăm. Nu așa. Să... Cred că pur și simplu ne naștem... Simțul tactil e, da, mai dezvoltat. E mult mai dezvoltat. Așa, așa vine... Și bine, la mine s-a dezvoltat, deci, probabil... Părinții tăi așa și-au dat seama. Da, că, da. Deci umblai în picioarele goale. Da. Așa. Nu-mi plăcea să fiu încălțată. Pentru că tâmpile simțeau fiecare, da. Trebuiau să simtă lucruri. Ok. Și căutați prin casă, ai zis? Da, căutam cu mâinile. Nu, nu ne uitam direct la... Ok. Și apoi la mine s-a dezvoltat probabil mai mult oricum față de fratele meu, nu față de ceilalți. Așa, da. Eu am învățat și în școala pentru deficienți de vedere de la Buzău și am învățat în sistemul Braille. Așa. Și probabil și asta mă ajută, că să țin, să pipăi punctele alea, e, adică... Te descurci cu... Da, da. N-ai niciun fel de problemă, da, cu asta. Mă descurc. Și atunci... La Buzău, tu ești din Slatina de undeva, da, nu? Da, din județul Olt. Și cum? Ai mers la școală atât de departe totuși, de la Slatina, da, la Buzău? Da, le-a fost părinților mei în drum, mama e din Moldova și așa. Au zis, hai că trecem și pe la tine când ne ducem la bunicii tăi. Și de-aia au ales. Și la ce vârstă ai plecat la școală, la Buzău? La 7 ani. La 7 ani? Da. Și practic ai stat, stăteai în internat? Stăteam sau? În internat, mergeam în vacanțe acasă, era... Mie mi-a plăcut, până în clasa a 3-a, 4-a, nu le-am simțit așa lipsa. Da. Apoi, mai târziu, când m-am mai făcut mai mare... Așa, m-am făcut mai mare, da, le... Da, da, da. Da, mică nu, n-aveam nicio treabă, eram cu copii, eram de același fel toți, era... Așa. Era bine. Și la București ai venit? La București am venit... Deja aveam 19 ani, am venit aici, am făcut post-liceal la 3 ani și am rămas în continuare aici. Mi-am găsit de lucru după școală. Serviciu, spuneai, muncă acasă, da. Muncă acasă, da, ai par rutina mergând la sală. Bună ziua, exact. Bună ziua, vreau să fac... escaladă, cățărare. Da, am venit... Când ai suit prima dată pe panou, cum ți-a fost? Oh, cum tremură picioarele? Oh, ce... Chiar că e mare peretele ăla de 5 metri. Ce ai zis? Acum stau să gândesc. Himalaya, am ajuns. Și dacă atunci când mă cobora cu sfoara, mai dădea drum, mai făcea cât așa. Un gol din acela, eram... Aolo! Da. Când ți-ai dat seama, adică cum a venit, că una e să faci o chestie pentru tine, pentru corpul tău, pentru relaxarea minții tale și deja intri într-o altă dimensiune începând să mergi la concursuri. Da. Păi am început, da, așa, să merg pentru că mi-am dorit să fac ceva în plus pentru mine. Ce ai zis? Acum gata, sunt atât de pregătită. Și da, și am nevoie să-mi dau atenție și de-aia m-am dus la, mai degrabă de asta m-am dus să fac escaladă, să fac ceva, un sport, dar escaladă chiar mi s-a potrivit. Ok, să-ți dai atenție. Definește un pic ce ai vrut să spui aici, să-mi dau atenție. Să-mi dau atenție, să am grijă și ce mănânc, și cum mă trezesc, și... ordonată eram, că asta m-a ajutat la sală. Nu întârzi de obicei când le spun că vin la, îi spun antrenorului că vin la ora aia, acolo sunt. Da. Așa.
Nu știu, să, și asta, să mă dezvolt în a vorbi cu oamenii pe care nu-i cunosc. De, aveam un grup cu care vorbeam, dar erau colegi, foști colegi de școală, da, prieteni de-ai foștilor colegi, era ceva, un cerc restrâns. Okay. Nu, și vorbeam cu oameni tot așa cu deficiențe ca și mine. Nu aveam legături cu oameni tipici, da, așa le spunem. Oameni tipici? Da, tipici, cei care văd normal, care nu au o problemă. Dar tipici. De unde vine chestia asta? E... Sinceră să fiu, nu știu. Știu de unde vine exact. Asta am tot auzit-o și așa am înțeles că da, este... oameni tipici. Da, oameni tipici. Ok. Și atipici, pentru că noi suntem atipici, noi suntem un pic... noi suntem diferiți. Mm, da. Voi sunteți tipici. Da, mă rog. Mă rog. Nu se simte nimeni tipic. Așa. Bun. Zi-mi, spuneai că te-a ajutat să te disciplinezi. Diferența fiind care între făcând doar de plăcere și sport? Adică cum se schimbă programul? Cum se schimbă regimul de viață al tău? Păi... am orele de somn mai... Acum, nu știu, dorm la anumite ore, de, are, ore seara. Nu da, mai dorm... La câte culci? Târziu, târziu. 11 maxim. Ok. Dar stăteam, erau dății când stăteam până mai târziu, dar acum pentru că mă ajută să dorm mai devreme, mă odihnesc, mă trezesc... Se simte faptul că te culci, de exemplu, cu o oră, două mai devreme? Dacă aș dormi înainte de ora 11, da, ar fi prea mult. Ah, ok. Prea mult. Nu dorm nici de multe ore. De-aia mă și trezesc la 7. Dacă dorm la 11 și așa, ora 7 e, okay, e de ajuns. Da. E destul. Mâncat. Ai zis ceva de mâncat. S-a schimbat cumva dieta ta, alimentația, ca sportivă? Așa și așa. Ce mănânci? Ce? Adică bănuiesc că trebuie totuși să alimentezi uneori un organism care... Uneori gătesc, uneori... Da... Cam sar peste gătit. Așa, bun, ok. Să nu intrăm în noi. Da. Așa, ok. Da, mănânc cât de cât sănătos, să zic. Nu prea mănânc prăjeli. Cum arată meniul unei cățărătoare? Nu știu, dimineața pot să servesc un... Îmi fac iaurt cu cereale, de obicei. Așa. Și ține ceva timp. Iaurt cu cereale. Da, iaurt cu cereale, apoi... Îți planifici mai multe mese? Să ai, nu știu, nu, patru de mese nu, și nu, gustări? Nu, sau, trei, nu, nu. Trei mese să fie. Așa. Trei mese să fie. N-am ore fixe neapărat, că nu știu cum ajung acasă sau am... Okay. Programul destul de flexibil și nu știu când ajung acasă exact, dar trei mese... Deci iaurt cu cereale dimineața? Iaurt cu cereale dimineața, la prânz mănânc de obicei două feluri de mâncare să fac efort. Eviți ceva? Eviți ceva anume? Nu știu, pâine sau ceva? Evit, da, pâinea da, chiar da. Adică nu am nevoie de ea, nu simt nevoia să mănânc. Totuși, carbohidrați te-ar ajuta, nu? Păi da, mănânc cartofi, mănânc... Ok. Paste, dacă, paste, da, da, paste, cartofi, atunci nu am nevoie de, completez cu, mănânc de toate în general, nu știu, da. N-am ceva. Suplimentez cu ceva dieta? Nu știu, vitamine nu, sau ceva? Mai iau colagen pentru articulații. Da. Simți da. Uzură pe ele? Simt uneori, da, da. Când plouă. Tot simțim. Nu, și la efort. Așa. Simt. Când am probleme cu mâna stângă, am câteodată când mă trezesc, așa. Mă trezesc, nu, când încep să fac atârnările acelea, pe o simt. Pe rigletă? Cum? Nu, pe rigletă nu am mă deranjează. Bine, da, bine? Rigletă, așa. Da. Dar nu, pe aia nu mă deranjează. Mă deranjează atunci când țin cu tot pumnul și stau atârnată în ceva mai... Așa. Pentru că folosesc mai mult... Articulația pumnului. Pe rigletă mai mult folosesc mușchii antebrațului. Ok. A, deci... Există și atârnări? Da, atârnări mai lungi în, când stai în ceva, da. Cât trebuie să stai?
stau, bine, nu sunt neapărat mai lungi, dar e rezistența mai mare și stau 7 secunde cu 3 secunde pauză și fac asta de 6 ori. 7 secunde, 3 secunde te relaxezi, după aia iară 7 secunde. Da, de și fac asta de 6 ori și pot să, asta e un set de 6 ori și tot setul ăsta îl repet de încă 6 ori. Deci, vreo 36 de ori. Stai în mâini o grămadă. Da, da. Asta la antrenamente. Da, la antrenament, da. Face parte din antrenament. Ceva de genul tracțiuni sau chestii de genul să faci? Fac și tracțiuni și am început genoflexiuni într-un picior. Așa. Asta într-un picior pentru... Tot pentru a mă ridica mai ușor. Am... E posibil să am o priză pe care trebuie să mă ridic și poate o am mai sus decât ridic picior. Trebuie să împingi, că nu contează, da. Trebuie să împing foarte bine în piciorul respectiv și celălalt rămâne în aer, adică nu am priză pe ce să pun celălalt picior și atunci trebuie să mă împing foarte bine într-unul. Și ai început să faci genoflexiuni într-un picior? Da, într-un picior. Ok. Tracțiuni câte? Tracțiuni nu fac foarte... Cred că vreo 3, nu fac multe. Nu-mi ies. Așa, nu? Nu-mi ies așa multe. Dar probabil tracțiuni, flotări, da. Toate. Da, flotări, nu-mi ies 50-60. 50-60 de flotări? Nu, cu pauză între ele, de fapt. Nu contează, fac câte, 50-60 de flotări? Câte 10 și de 5 ori. Fac câte 10 flotări de 5 ori. Deci aici am mai distrus, gata. Dacă mă pui să fac 10, ca nu așa mai legat, până mâine. Da, mersi, da. Legat, nu știu, cred că am făcut, fac 12, 13 legat și făcute frumos, ca așa... Aha, deci estetic trebuie să fie. Aha, am înțeles. Bun, hai povestește-mi un pic din experiența de la concursuri. De la concursuri. Deci ai fost, hai să vedem, lasă-mă pe mine să văd dacă știu bine unde ai fost. Ai fost așa, ai fost... În America, la Los Angeles, bine, nu neapărat în ordinea asta, ai fost în Franța. Da, deci, Brianson. Practic, participările tale internaționale au început anul trecut, în 2021. Da, în 2021. Deci, în plină pandemie, viața ta către exterior s-a deschis într-un moment în care viețile multora se închideau cumva și deveneau așa o bulă la casă, maximum la servici, maximum. Da. Viața ta s-a deschis către exterior incredibil. Da. Chiar da. Și uite, un paradox, vezi? Așa, bun. Primul concurs a fost unde? În Franța? Primul concurs a fost în Innsbruck, Austria, prin iunie. Doamne, câte emoții! Așa, povestește. A fost prima ta ieșire în străinătate? A fost, nu, am mai fost la o prietenă în Italia. Dar faptul că m-a întrebat Răzvan, n-ai vrea să faci parte din lotul național? Și eu am întrebat, dar lotul aveți național de? De paraclimbing. Nu, trebuia să întreb lotul național de, da, așa. Și am întrebat, da, aveți ceva pentru seniori? Așa. Păi m-am apucat la 30 copii? De ani. Da. Ce... Mai sunt eu de lotul național. El a avut ce vârstă, Răzvan? El are 25 de ani. Ok, bun. Și nu mi-a zis nimic. Eu am priceput că ar fi ceva de genul ăsta, că ar fi ceva și pentru așa, bun. În fine, am trecut peste, am zis, hai bine, hai că mă bag dacă e ceva mai ușor, că nu mai aveam încredere în mine atunci și ziceam, ei, mă vor ăștia în lotul. Da. Și am mers. Mi-a spus că prima competiție în iunie, emoții mari. Cum să-mi iau liber de la serviciu, dar de ce eu, dar abia am început escalada, dar găsiți pe altcineva. Așa, încercai să cumva să eschivezi? Da, să eschivezi, să că mai amâni. Că de la muncă puteai să-ți iei totuși. Puteam, da. A, deci tu doar să nu te duci cumva. Doar să cum o fi să nu mă duc. Așa, da. Da, și cumva au insistat, a insistat și Claudiu. Hai că, uite, prinzi experiență, că așa se face, să vezi cum e, și chiar a fost bine, a fost cu emoție. Da. S-a desfășurat afară competiția. Deci outdoor, în afara sălii, nu? Da, în afara sălii. Dar tot pe un perete artificial. Artificial, tot așa de 18 metri. Am avut
18 metri. Da, 18 așa. Metri. Da. Am avut... El așa... Mi-am dat seama după ceva timp, după, nu știu, prinzând experiență, că de fapt nu era așa de greu. Doar că mi-a fost așa frică să urc mai sus. Pentru că... să urci până unde? Până la 5-6 metri, nu? Da, 5-6 metri. Am avut experiența și cu cei 18 metri, că mai mergem la o sală unde este, e o sală mai înaltă, cu pereți mai înalți, la Vertical Spirit. Așa. Și aveam experiența și să urc mai sus, doar că acolo în aer liber și să urc mi se părea ceva. Și n-am reușit foarte bine. Până unde ai urcat? Nu știu, cred că am trecut de jumătatea peretelui, dar oricum, a fost prima, a fost... am prins experiență și apoi... și asta a fost bine, că, că am mers. După Austria a fost? După Austria a fost Franța. Da. În Franța deja eram mai obișnuită. Cu urcatul eram mai obișnuită și cu emoțiile care știam că vor fi. Se face un test medical ceva înainte de concurs, în străinătate, înainte de competiții? Nu, am avut doar în Moscova s-a făcut, pentru că era, cred că a fost și anul cu încadrările noastre. Sunt mai multe încadrări. Sunt mai multe încadrări de făcut, pentru că sunt cei nevăzători ca nevăzători, mine. Așa. Cu deficiență de vedere, cei cu paraplegie, dar din cauza neuromotorie, cei care au rămas, nu, care au amputații, nu știu, de degete, de mână, de picior. Așa. Avem și noi pe cineva fără picioare, merge cu niște proteze, da. Și se cațără. Da, se cațără. Foarte tare. Foarte puternice mâini. Așa, cred, în tipul. Așa. Sunt mai multe categorii. Și în Moscova s-au făcut încadrările. Da, în Franța, revenind la Franța, în Franța a fost, deci peretele în Austria era parcă mai lin, mai, nu era atât de aplecat, atât de înclinat. Așa. E, în Franța am avut problemă. Spre tine, în plină. Da. Era adică mai... tendință de surplombă, cum da, ai. Da, așa, da. Era mai în surplombă peretele în Franța și mi-a fost mai greu. Acolo, practic... Nu mi-a mai fost frica aia, dar mi-a fost mai greu. Să urc. Toate prizele cred că sunt mai dificile, adică folosești mai multă energie să... Folosești, da, mai multă energie fiind în surplombă. Prizele erau bune, că puteam să mă țin de ele, erau chiar bune, nu erau riglete, să mă țin doar cu degetele, erau ca lumea, ca lumea. Da, cum e să foarte zic. Bine cum ai zis, ca lumea. Erau ca lumea. Da. După Franța, asta a fost încă o experiență pentru tine. Da. După care ai traversat oceanul, nu? Sau întâi a fost Moscova? Nu, a fost în Moscova. Moscova, povestește-mi un pic. Moscova. Frumos în Moscova. M-a fost în oraș, chiar în oraș, în Moscova. Celelalte au fost așa mai periferie, munte. Mai frumos, mi s-a părut. La unde? La Moscova? Nu, la celelalte două. Moscova a fost chiar în oraș. Da, Moscova a fost în oraș, ca și în București, în oraș. Deci era ca și cum era da, aglomerația respectivă, dar frumos așa și orașul și... Competiția în Moscova s-a desfășurat tot așa, în sală. Da. A fost... ca și perete a fost, deja eram, mai aveam emoții mari, nu mai aveam, că nu pot. Era experimentată, veterană competițiilor, da? Era bine. Și
Înțelesesem, cred că acolo am înțeles că nu o să am categorie, dar nu m-a deranjat. Că n-ai categorie, adică? Adică nu, trebuie să fie înscrise 4 țări. Așa. Diferite, 4 da. Țări. Da. Și 6 concurenți. Concurente, okay. Da, pe categoria B3. Respectivă, da. B3. Da, da, B3, cum uh-huh. sunt eu. Uh-huh. La fiecare categorie așa trebuie să fie 6 concurenți din 4 țări. 4 țări. Și dacă nu se adună, înseamnă că intri în masterclass. Se face un fel de concurs neoficial, cum da, ar veni. Da. Adică nu se dau medalii, se dau premii. Da, okay. Exact. Și ai câștigat? Am câștigat acolo locul 1. Da. Ai bătut-o pe slovenă, cred că. Tania Gusic sau cum o cheamă? Da, Tania Glusic. Glusic. Da. Și pe ea și pe... austriaca a avut, cea din Austria a avut... Cine e cea mai tare în momentul ăsta pe categoria ta din lume? Păi... Cred că Tania, că cu ea am... cu ea am fost deseori... Da, la Moscova, da. Uh-huh. Dar în America n-am mai fost. A fost diferență doar de o priză. Eu, cumva, în America nu am văzut... Nu știu, nu mă uitam unde trebuia. Mi așa. Spunea Claudiu de jos în cască la dreapta, eu mă uitam în stânga sau așa. Ceva s-a da. Întâmplat și nu m-am dus la următoarea priză și ea s-a dus și asta a fost diferența între noi două. O priză. Da, doar cred o priză. Cred că mor de oftică, o priză. Da, e. Uh-huh. Se întâmplă asta. Dacă nu ești atent, dacă te ții prea mult în blocaj și obosești, nu mai faci ce trebuie. Uite, cred că, adică nu s-ar mai fi ținut concursul ăsta dacă era acum... Oh, da, în Moscova, da. În plin război nu mai era, nu mai puteai să ții nimic, niciun concurs la nicio Moscova. Da, exact. Da, a fost trasee ușurele, adică peretele a fost tot așa mai lin în Moscova, ca și în Austria, uh-huh. cam ca în Austria a fost peretele în Moscova. Briançon, Franța, mi s-a părut cel mai greu pentru că a fost surplombă da. Mare. Ok. Și la Los Angeles, în America? Los Angeles... Experiența americană, cum a fost? Frumos, oamenii foarte deschiși, vorboreți. Așa. Vorbeau și spaniolă și știu așa cât de cât, dar tot mi-a fost așa să deschid. Mm-hmm. Și când ne întâlneam cu Lotul Spaniei, îmi ziceam, mamă, să vorbesc cu Lotul da, Spaniei, așa. Să, dar nu, eram da. La distanță. Așa. Încă nu am atâta curaj să mă duc la un om să-l întreb ce faci, cum te cheamă, cu ce te ocupi. Nu, încă nu le am. Dar ai mult mai mult curaj decât, da, decât aveam. Înainte să începi să faci escaladă. Da, da. Mi se pare un câștig fenomenal. Este. Cum ți s-a mai schimbat viața prin escaladă? Ce simți? Cum simți? Ce mai simți în viața ta diferit? Afară de o bucurie zilnică. Ai o bucurie zilnică? Da, e o bucurie zilnică. Mă trezesc foarte bine în fiecare zi. Așa. Nu exagerez, chiar nu. Ce? Bucuria de a merge la sală? Bucuria de a merge la sală. Bucuria, nu știu, faptul că mă bucur de orice lucru simplu. De... Și nu te bucurai înainte de orice lucru simplu? Chiar nu le vedeam, nu că nu mă bucuram. Nu că le ce vedeam. Eram, am fost optimistă și am fost optimistă de când mă știu. Okay. Dar nu le vedeam, cred. Uh-huh. Nu mă deranjează, cum mai zic, mai spun prietenii, aolo, și acum trebuie să ieși cu câinele. Dar nu am nicio problemă că ies. Da. E foarte bine că ea mă scoate din casă pe mine, nu eu pe ea. Ok, bun. Da, nu știu, bucurie. Asta mi-a adus o... Escalada și faptul că, da, cunosc locuri noi, uh-huh. cunosc oameni, mulți. Povestește-mi din experiențele astea de concurs, din zilele astea de concurs din străinătate, ceva ce povestești prietenilor tăi când te întâlnești cu ei și vorbiți. Dom'le, cum a fost? Păi... Așa, ca experiență de viață din zilele de concurs, din... Uh,
Ne organizăm ca grup. Este foarte... Ne ajută. Suntem un grup organizat, așa. Ne disciplinează sportul. Așa. Trebuie să fim punctuali, trebuie să fim ordonați. Adică trebuie să știi de unde ți iei fiecare lucru în parte. Pentru că atunci când suntem în competiții, e un pic pe grabă totul. Da. Și e cel mai bine să-ți pui în ordine fiecare lucru în parte. Așa. Nu știu. Uite, vreau să te întreb, cum a fost în orașele astea din străinătate în care ai fost experiența unei persoane care nu vede foarte bine, în comparație cu experiența din București, de exemplu? Cum ai simțit-o? Cum îți e în București, de exemplu? Adică te simți ajutată dacă ai, la un moment dat... În București merg mai mult singură, acolo am mers în grup și atunci nu am avut o dificultate. Da. În București simt dificultatea asta. Cum? Unde o simți? Povestește-mi un pic. O simt în, nu știu, faptul că nu avem sunet la semafoare. Nu sunt? Sunetul ăla, pentru ce? Nu, la toate. Deci nu e la toate. Nu, okay. La toate, nu. Nu, și nu cred că ar fi greu să se întâmple asta, să pună sunet la fiecare... Semafor. Da, iar stațiile de autobuz ar putea fi anunțat, să le anunțe în autobuz. Ce autobuz vine, de exemplu. Și sau... asta ar fi ideal, să știm ce autobuz vine în stație. Așa. Eu întreb, uneori întreb, uneori nu întreb... oamenii răspund, unii răspund greșit, poți să te urci în autobuze greșite. N-am pățit-o, dar se poate asta. Dar nu, sper că nu intenționat, adică să răspundă intenționat doar ca să te ducă pe care... Nu știu ce să spun. Simți răutatea oamenilor? Simți răutate în... interacțiunea cu tine? Nu, sunt cumva... Hai să-i răspund, să zic așa, un număr. În sensul că mi s-a întâmplat să aud un număr de autobuz care nu trecea prin zona respectivă. Okay. Adică una e să confunzi că și să treacă prin zona aia, da. Și una e să spun un număr care nici măcar nu trece pe acolo. Okay. Și eu, circulând cu autobuze, știu așa, m-am învățat cu asta. Ok. Deci autobuz. Dar ar fi pe partea de autobuz și de semafoare, că nu sunt. Și iar trecerile de pieton ar trebui mai des vopsite, făcută zebra aceea. Sunt și chestia asta, că nu pe mine mă ajută dacă văd zebra aia mai de la distanță. Așa, când plouă și așa, înțeleg că se duce vopseaua, dar ar putea să le refacă și ei. Poate ne aude cineva. Păi ar trebui să ne audă cineva și o să ne audă cineva cumva. Sigur o să ne audă. Dar nu cineva. Doar de sus. Să ne audă cei... Da. Cine? Da. Dar în străinătate, cum... Adică, ok, erați în grup, dar chestiile astea... Adică simțeai la semafoare, erau semnalizate? Mă gândesc că nu totuși. Ba da, în Rusia, mi-aduc aminte că în Rusia, am trecut prin niște intersecții în care, aveau semafor... Dar acum, că nu știu, dacă se întâmplă ca și în București, în unele zone să ai, așa poate era și acolo, în Moscova. Ne-am dus într-o zonă în care aveau sonorizare. Ok. Dar nu, în Rusia am văzut că nu aveau acele covorașe tactile pentru să le poți simți cu bastonul sau și chiar și cu piciorul, așa, când pășești. Sunt niște covorașe... Ok. Galbene? Galbene, cumva. da. Le-am văzut pe stradă și nu le-am înțeles rostul. Uite, poți să... Da. Ele sunt... nu știu cum să explic. Explică cum vrei tu. Fix cum vrei tu. O să înțelegem. Sunt convins de asta. Pe trotuar se pune acel covoraș care este în fața trecerii de pieton. Da. Dar acolo e doar o bucățică. E o bucățică în fața trecerii de pieton, dar de-a lungul trotuarului.
perpendicular pe trotuar. De-a latul trotuarului. Există covoraș tras tocmai ca cine trece să simtă că aici o să fie trecere și să se ducă către trecerea de pieton. Ok, cumva e ca un ghidaj către trecerea de pieton. Asta în cazul în care nu ai avertizarea sonoră. Da, că degeaba ar pune covorașul doar unde e trecerea. Nu l-ai simți așa, sunt trasate și linii către centrul trotuarului, tocmai ca să simți că acolo va fi trecere de pieton. Zi-mi cum te descurci cu... Bănuiesc că sunt și niște costuri, materiale. Cum te descurci cu partea asta? Că, totuși e un sport care necesită niște materiale, niște încălțări speciale, niște materiale, coardă, ham, chestii. Îmi asigur doar încălțări și magneziu. Încălțări și magneziu? Da. Așa. Echipamentul celălalt mi-l oferă sala de escaladă Climb Again. Pentru că nici nu merg singură undeva, nu știu, nu merg singură pe munte sau singură și atunci nu mi-am achiziționat, merg doar în grup. Ok. Dar încălțările ți le achiziționezi tu și magneziu? Încălțările, da. Încălțările. Magneziu pe care linge câinele. Da. Bișonul tău. Da. Ok. Exact. Îți trebuie mai mult magneziu, înseamnă. Nu. Mai bine nu o mai las pe ea. Zim, experiența, ai vrea să te cațeri pe stâncă? Da, aș vrea să experimentez și asta. Pentru că acolo e cu totul alt ambient, alt mediu, alt feeling, cred. Da, și cred că un pic derutant o să fie. Anul trecut cei de la Climb Again au mers în expediții pe munte, dar și aici în țară au fost pe la stâncă. Așa. Eu n-am putut să merg atunci. Dar anul ăsta o să am ocazia și cred că o să fie derutant, pentru că una e să, pe perete artificial vezi prizele, culorile, așa, acolo o să fie stânca cenușie. Ok, da. Și poate o să observ, nu știu, mici denivelări, ceva. O să le vezi. Probabil. Și oricum omul care, navigatorul îți va spune clar. Da, cred că da. O să urc tot așa cu cască, cu navigator, că altfel acolo chiar că nu aș putea să mă descurc. Dar o să se întâmple lucrul ăsta, înțeleg. Da. Fii atentă, vreau să te întreb, două chestii vreau să te mai întreb. Da. Unu, și dacă vrei, nu răspunzi la întrebare. Dacă vrei să nu răspunzi, nu răspunzi la întrebare. Care a fost cel mai dificil moment al tău de când faci sport? Sau n-a existat un moment dificil? Nu, caut unul pe care să pot să-l spun. Ok. Dar nu cred că... De fapt, nici nu am avut să intru așa într-o dificultate. Doar emoțional. Astea sunt... Problemele mele sunt emoționale. În rest, nu am... Problemele tuturor sunt emoționale, să știi. Tipic sau atipic, cum spui tu. Da. Dar fii atentă. În final, am o rugăminte pentru tine. Da. Să le transmiți oamenilor care se uită la tine acum, tipici sau atipici, tipici și atipici, de fapt. Da, așa. Un mesaj din partea unei femei care acum 2 ani avea o lume mică, închisă și care prin sport și-a deschis total orizonturile. Care e mesajul tău pentru oamenii cărora le e frică să facă ceva, le e frică să schimbe ceva în viață, le e rușine să facă ceva, le e rușine să vorbească cu oameni, să ceară ajutor, să comunice? Care e mesajul tău pentru ei? Mesajul meu este că sportul ne ajută în general, dar escalada ne ajută și la propriu și la figurat să urcăm și mai sus. Și ne prindem încredere și, știu, ar putea să vină și la noi, chiar la sală, la Climb Again. Unde e sala? Unde e? Sala este pe șoseaua Berceni, numărul 8.
Ar putea să vină, putem să primim copii de la 4 ani până la 60, depinde. Da. Nu știu cum să spun. Ne ajută sportul. Nu, și la asta trebuie să lucrez. Păi să știi că te mai chemăm la emisiune. După concursul te chemăm la emisiune ca să nu știu cum să încurajez chiar așa. Eu am făcut pentru mine și nu știu să transmit mai departe. Ok. Felicitări pentru toate performanțele de până acum și mult succes de acum încolo. Să fii sănătoasă. Mulțumesc. Și să ne revedem cu bine și după performanțe tari la... ca lumea, performanțe ca lumea la competițiile la care mergi. Mulțumesc mult de tot, vă mulțumesc și vouă că ne-ați urmărit. Ne revedem mâine dimineață la 91 minut la GSP Live. Nu uitați peste zi însă www.gsp.ro toate informațiile importante din sport, reacții de după meciul de aseară al CFR-ului cu FC Argeș, meci care duce CFR-ul la o punct de distanță de FCSB. O zi bună, pe mâine, toate bune!